Astăzi, 2 mai 2023, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată un segment al investigației ce vizează concesionarea întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău. Obiectul investigației cuprinde acțiunile ilegale a persoanelor publice și de demnitate publică la concesionarea aeroportului, ce a cauzat statului un prejudiciu material de peste 392 de milioane de lei. În cadrul cauzei penale, 8 persoane publice și cu funcții de demnitate publică au fost puse sub învinuire pentru comiterea abuzului de serviciu, o infracțiune prevăzută de articolul 327 alineatul 3 din codul penal. Amintim că orice persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă. Infracțiunea incriminată în acest dosar este abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvârșit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale. E o infracțiune care este prevăzută la articolul 327 alineatul 3 din codul penal. Pedeapsa pentru această infracțiune este închisoarea de la 3 la 8 ani și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 10 la 15 ani. Urmarea acțiunilor ilegale aferent concesionării întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, statul, deci Republica Moldova, reprezentat de Agenția Proprietății Publice, i-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de peste 392 de milioane de lei. În dosarul trimis în judecată astăzi sunt 8 inculpați, inclusiv fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Iuri Leancă, fostul ministru al Economiei a Republicii Moldova, Valeriu Lazar, fostul director general al Agenției Proprietății Publice, Tudor Copaci, fosta director adjunct al APP, Angela Susanu, fosta șef adjunct al Direcției Administrarea Proprietății Publice al APP, Maria Șendilă, fostul director general interimar al întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, Petru Jardan, fostul director financiar al întreprinderii de stat, Alexandru Ciutac, și șef al serviciului analiză economică a întreprinderii de stat, Ala Țupari. Probatoriul în acest dosar include 20 de martori care au fost audiați și au dat declarații, rulaje bancare obținute de la bănci din Republica Moldova și de peste hotare, documente obținute de la cutiile de poștă electronică ce vizează unele persoane, răspunsuri și informații, inclusiv documente primite prin comisii rogatorie din alte țări, expertiză financiară care a analizat starea de economă a întreprinderii de stat Aeroportul Chișinău și multe alte documente. La 28 iunie 2012, a fost format un grup de lucru pentru elaborarea studiului de fezabilitate în vederea creării condițiilor necesare pentru concesionarea activelor întreprinderii de stat Aeroportului Chișinău prin intermediul directorului APP, Tudor Copci, care era în subordinea a ministrului de economie, Valeriu Lazar. Acțiunile persoanelor publice și de demnitate publică, care erau parte din grupul de lucru care apar aici pe ecran, au fost din start viciate, deoarece organul de urmărire penală a aprobat că ședințele grupului de lucru fizic nu au fost petrecute și procesele verbale întocmite în acest sens erau falsificate. Și au existat și alte încălcări în procedura grupului de lucru. La 3 februarie 2013 a fost completat un studiu de fizabilitate. În acest studiu au fost introduse date care nu corespundeau realității și anume au fost minimizate veniturile întreprinderii de stat pentru perioada 2008 și 2012. În realitate, studiul nu avea suficiente argumente economice confirmate prin calcule și estimări a veniturilor și cheltuielilor activității aeroportului și modernizării infrastructurii care să confirme necesitatea transmiterii întreprinderii de stat în concesiune.
La 31 mai 2013, Iuri Leanc a devenit prim-ministru al Republicii Moldova și toate acțiunile și activitățile care au avut loc după această dată au fost comise inclusiv prin acțiunile lui ca prim-ministru. La 14 iunie 2013, prin ordinul semnat de către Valeriu Lazar, a fost instituit comisia de concurs pentru selectarea concesionarului activelor întreprinderi de stat, din care făceau parte practic tot aceiași membri care au participat la evaluarea studiului de fezabilitate. Pentru a ascunde ilegalitățile comise și a camufla acțiunile ilegale care erau în detrimentul intereselor statului, au decis desfășurarea concursului închis. Comisia de concurs au organizat concertat concursul ca să câștige până la urmă compania Avia Invest, o companie afiliată grupului criminal condus de Ilan Șor. Comisia a înscenat, deci începând cu 19 iunie 2013, s-a pornit procedura de concurs și comisia a înscenat remiterea ofertelor și caietului de sarcini cu privire la concesionarea către companii care gestionau aeropoarte în Paris, Houston, SUA, Viena, Austria și Londra, creând aparența unei concurențe loiale la petrecerea concursului concesionerii întreprindere. Dar, de fapt, ce au demonstrat probele administrate în urmărirea penală e că unele oferte, deci scrisori care au fost trimise către aceste companii peste hotare, de fapt nici nu au ajuns la destinația lor și până la urmă a câștigat, deci au fost primise doar două oferte de la două companii cu legături în Rusia și până la urmă a fost desemnat câștigător Avia Invest. La 30 august 2013 a fost semnat contractul de Angela Susanu privind concesionarea aeroportului cu agentul economic afiliat grupului Shore, Avia Invest, care a fost înregistrată la 2 august 2013, deci cu vreo câteva săptămâni înainte de a fi semnat contractul și care nu a participat la concursul petrecut în lunile iunie-august 2013. După ce a fost semnat contractul din 30 august 2013, prim-ministru Iuri Leanc și ministrul economiei Valeriu Lazar au avut un rol decisiv la elaborarea proiectelor hotărârilor de guvern din toamna 2013, inclusiv numărul 715 din 12 septembrie 2013 și numărul 780 din 4 octombrie 2013, ca să fie aprobat decizia de guvern pentru concesionarea aeroportului. Și asta s-a întâmplat chiar dacă Curtea Constituțională a Republicii Moldova, prin hotărâri, a încercat să oprească această procedură, dar prin hotărârile de guvern semnate și adoptate în septembrie și octombrie 2013, procedura a mers mai departe, care până la urmă a cauzat prejudiciul statului în mărime de peste 392 de milioane de lei. Prejudiciul cauzat statului de 392 de milioane de lei este calculat în următorul fel. În anul 2012 a fost încheiat un contract cu PricewaterhouseCoopers, o companie privată, pentru acordarea serviciilor de consultanță la stabilirea căilor și metodelor optime de realizarea strategiei de a atrage investitori la aeroportul Chișinău. PwC a stabilit că una dintre cele mai profitabile și optime metode pentru aeroportul Chișinău și pentru Republica Moldova, în calitate de proprietar, este concesionarea pe termen lung a activelor aeroportului. PwC a pregătit un raport unde a recomandat că dacă ar fi concesionat aeroportul, ar trebui să existe deci un procent între 8 și 21% din venitul întreprinderii private care să fie întoarsă înapoi statului ca să fie un contract profitabil din punctul de vedere a statului. Studiul de fezabilitate care a fost
creat de grupul de lucru, în mare parte a copiat raportul PwC și tot a inclus această cifră între 8 și 21% din venitul întreprinderei să fie întoarsă înapoi în interesul statului. Dar versiunea finală a contractului semnat de APP și aprobat de guvern a conținut o cifră diferită, deci doar 1% din venitul întreprinderei să fie întoarsă înapoi interesul de stat. Deci, prin asta, compania Avia Invest, care a câștigat acest concurs care a avut loc, în loc să fie datoare cu 8, în minimum 8%, dar până la 21% din venitul să fie întors în interesul statului și a cetățenilor, a avut un termen de doar 1% din venitul care să fie întors statului. Deci, prin asta, diferența de 7% reiese suma de 392 de milioane de lei prin care a fost prejudiciat statul și Republica Moldova. Din acest dosar au demonstrat că persoanele inculpate au avut careva interese personale cu Ilan Șor, persoana asociată cu compania Avia Invest, care până la urmă a câștigat acest concurs care a fost mimat. Probele demonstrează că Iurie Leancă, deci, a acceptat peste 40.000 de dolari în două tranșe de la Ilan Cior prin companiile afiliatele lui pentru studiile fiului său în Marea Britanie. Nu numai atât, deci Iurie Leancă cu familia sa a zburat de mai multe ori în avioane private cu Ilan Șor, deci a acceptat așa beneficii și a acceptat folosirea mașinilor de lux care îi aparțineau lui Ilan Șor și a acceptat aceste beneficii de la Ilan Șor înainte de a lua decizia ca prim-ministru să fie câștigătoare compania afiliată lui Ilan Șor până la urmă cu un termen de doar 1% de venit să vină înapoi în interesul statului, deci într-o formulă care a prejudiciat statul cu aproape 400 de milioane de lei. Ca exemplu, aici pe ecran este un extras dintr-un raport din dosarul penal care a fost trimis în judecată astăzi, care demonstrează că la 19 decembrie 2011, Ilan Șor cu două alte persoane și Iurie Leancă și un membru al familiei sale au zburat de la Chișinău la Verona, Italia, într-un avion privat care a costat 25.000 de euro. Deci acest zbor a costat 25.000 de euro și a fost achitat dintr-un cont bancar din Letonia, care aparținea companiei Nobel Air Limited, la un cont bancar în Republica Moldova, pentru compania Nobel Air SRL. Alte persoane implicate în acest dosar, deci Petru Jardan, fiind director general interimar al întreprinderii de stat Aeroportul Chișinău și membru Comisiei de Concesionare a aeroportului, la 24 decembrie 2013 a fost înregistrat la camera înregistrării de stat în calitate de administrator al întreprinderii SRL Avia Invest, deci câștigătorul concursului la care el a participat ca membru a comisiei. Deci, nefiind demis în funcția de director al întreprinderii de stat, a fost deja înregistrat administrator la Avia Invest, activând în conflict de interese prin activitatea simultană la întreprinderea de stat și la persoana juridică de drept privat. După acțiunile sale din acest cu privire la concesionarea aeroportului, Tudor Copeci a devenit viceministru a economiei, Angela Susanu a devenit director interimar la APP, Alexandru Ciutac a devenit director general interimar al întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău. Pentru a acoperi prejudiciul cauzat în acest caz, Procuratura Anticorupție, împreună cu Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale în cadrul Centrului Național Anticorupție, au reușit să aplice sechestru în valoare de 189 de milioane de lei în acest
dosar, inclusiv pe capital social al companiei Avia Invest, în valoare de peste 85 de milioane de lei, bunuri care îi aparțin Avia Invest în valoare de 76 milioane de lei și bunurilor mobile și imobilia ocupaților în valoare de peste 28 milioane de lei, inclusiv aici în Republica Moldova și peste hotare. La această fază, dosarul a fost trimis în judecată, deci procurorii și împreună cu ofițerii au terminat urmărirea penală, au acumulat toate probele și dosarul fizic pleacă în judecată, unde urmează să aibă loc ședințe de judecate, care vor fi publice. Cele 8 persoane care sunt inculpate în acest dosar se află pe teritoriul Republicii Moldova. La moment nu sunt careva măsuri preventive aplicate în privința lor, pentru că procurorul de caz nu a considerat necesar această măsură preventivă. Și ședințele de judecată urmează să se desfășoare în mod public. Noi, la Procuratura Anticorupție, vom reveni cu detalii relevante, inclusiv din acest dosar și din multe altele, să fim transparenți, să putem comunica și informa publicul despre procedurile, mai ales procedurile publice care au loc și care vizează persoane cu funcții publice care au avut și au obligația întotdeauna să acționeze în interesul statului și a cetățenilor. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție!